În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Preacucenici, părinți, frați, împreună slujitori, binecuvântat și drept măritor creștin în Sfânta Biserică a Domnului nostru Iisus Hristos. Floriile, sărbătoare și praznic împărătesc, moment de bucurie și meditație pentru fiecare din noi. Momentul în care se încheie postul Paștelui și hotar de cumpără, pentru că se trece de acum la săptămâna pătimirilor Domnului nostru Iisus Hristos, cu un post mai aspru și mai sever ca cel de până acum. Pe scurt, să vedem ce ne spune Sfânta Evanghelie despre acest eveniment. Evanghelistul Matei, care au relatat în Sfânta Evanghelie cele ce s-au petrecut în vremea aceea, amintește pe scurt trei evenimente. Primul dintre ele, învierea lui Lazar, ungerea din casa Mariei și a Martei, unde făcuse cină și era și Lazar acolo și unde Mântuitorul a fost îngropat, a fost uns pentru îngroparea lui cu mir de nar de mare preț și intrarea în Ierusalim. Toate aceste evenimente sunt relatate pe scurt de Sfântul Evanghelist Matei și îngăduiți-mi pe scurt să vă spun puțin din fiecare. După cum știți, Lazar a fost prietenul Mântuitorului. Spune Evanghelia că îl iubea mult Mântuitorul pe Lazar și iubea pe Maria și pe Marta. Betania era locul unde Domnul se oprea de câte ori venea către Ierusalim. Betania se află la puțină depărtare de Ierusalim. De ce? Pentru că erau drepți și Domnul îi iubea pentru viața lor curată. Iar când a murit, Domnul a spus ucenicilor săi: Lazar, fratele vostru, a adormit. Și atunci unul din ucenici era în Pereia: dacă a dormit, se va face bine. Și a mai trecut încă o zi, două, și când era pe sfârșitul zilei a treia, Domnul spune: Lazar, prietenul nostru, a murit. Și atunci au plecat ca să plângă împreună cu Maria și cu Marta, căci așa a spus unul din apostoli: să mergem să murim și noi împreună cu el. Adică să ne tânguim, să fim alături de Maria și de Marta în această mare pierdere. Evanghelistul Ioan spune pe scurt că Domnul Iisus Hristos a plâns pentru Lazar. Două plânsuri ne amintește Sfânta Evanghelie că s-au întâmplat. Când a plâns pentru Lazar și când a plâns în hohote pentru Ierusalim. Am să vă amintesc lucrurile acestea la momentul potrivit. Când a sosit în Betania, Marta îi spune: dacă ai fi fost aici, fratele nostru n-ar fi murit. Fratele vostru va învia, știu că va învia, la învierea morților. Și atunci Domnul spune un cuvânt pentru toți, pentru ei și pentru noi: eu sunt învierea și viața. Cel care crede în mine, chiar dacă va muri, va fi viu. Și oricine crede și cine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Crezi tu aceasta? Cred, Doamne. Eu cred că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Mântuitorul lumii, a spus Marta. Și apoi a întrebat unde l-a pus. Vino și vezi. Și Marta a spus: e mort de 4 zile, miroase greu. Și Mântuitorul le-a poruncit să dea piatra la o parte. Ea a subliniat încă o dată: miroase greu. Și Domnul săvârșește această minune. Să înviezi un mort după 4 zile, când a intrat în putrefacție, nu putea să facă nimeni lucrul acesta decât Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. A înviat-o când abia murise pe fiica lui Iair și pe fiul văduvei din Nain.
Dar ca să înviezi după 4 zile un mor care a intrat în putrefacție, nu puteai să faci decât dacă erai stăpânul vieții. Și când a ajuns acolo, a strigat, i-a mulțumit lui Dumnezeu întâi, Tată, îți mulțumesc că totdeauna ai fost cu mine. Ne învață pe noi ca să, atunci când credem în Dumnezeu, cu nădejde că vom și lua ceea ce-i cerem. Așa spune și Evanghelistul Marcu, cereți și credeți că veți și primi și veți și avea. Și Tatăl, Fiul i-a mulțumit, Tatălui îi mulțumesc că m-ai ascultat. Și a strigat, Lazare, ieși afară. Acesta este primul eveniment pe care îl descrie Evanghelistul Matei, învierea lui Lazar. Și Sfânta Evanghelie spune că se afla în casa lui Mariei și a Martei și la masă era și Lazar. Și a venit o femeie, Maria, cu mir de nard de mare preț și l-a uns cu mir de mare preț, iar lucrul acesta l-a scandalizat pe Iuda și a zis, a cheltuit atâția bani, mai bine dea săracilor. Și Domnul a spus, ce a făcut ea, a făcut-o spre îngroparea mea. Și oriunde se va propovădui această Evanghelie, se va spune ce a făcut ea pentru sufletul ei. Și suma era mare, pentru că un dinar era o zi de lucru. 300 de dinari evaluase Iuda că ar fi costat acest mir de nard. Dar Domnul a acceptat lucrul acesta pentru că a făcut-o spre îngroparea lui. De acum știa sigur că Domnul mergea către Ierusalim, vestise despre patimile sale încă de când venea din Galileea. Vom merge la Ierusalim și Fiul omului va fi dat la moarte și îl vor bajocori și vor omorî, dar a treia zi va învia. Și când erau la masă, au venit mulți iudei ca să-l vadă, nu numai pe Mântuitorul Iisus Hristos, ci și pe Lazar cel înviat a patra zi din morți. Bineînțeles că nu li s-au nici cărturarii și nici fariseii, căci era ca o umbră după Mântuitorul căutând să denigreze oricând activitatea Mântuitorului Iisus Hristos. Și au pus de gând cărturarii și fariseii ca să-l omoare și pe Lazar și pe Mântuitorul Iisus Hristos. Și atunci Domnul a știut că a venit vremea să se descopere oamenilor ca împărat al vieții, ca fiul lui Dumnezeu și ca unul care avea să meargă să împlinească toate cele ce s-au scris în Scripturi despre sine. Și a poruncit ucenicilor să meargă în Betfaghie pe partea cealaltă a muntelui măslinilor și acolo va găsi un mânz de asine și să le spună, Învățătorul m-a trimis și a luat și așa a intrat în Ierusalim, călare pe mânzul asinei. Să știți că tradiția aceasta exista și în timpul Imperiului Otoman. Cei care mergeau să cucerească la război mergeau călare pe cai, dar cei care veneau ca împărați mergeau pe asin. Mântuitorul Iisus Hristos a împlinit lucrul acesta, cum și mulți voievozi de-ai noștri când erau chemați ca să fie unși domni pentru țările noastre românești, mergeau la Istanbul și erau încălecați pe asin și erau proclamați împărați, domnitori sau voievozi pentru țările respective. Așadar, Domnul a intrat în Ierusalim. Mulțime mult a venit să vadă nu numai pe Mântuitorul, ci și pe Lazar cel înviat din morți, spuneam. Și Mântuitorul Iisus Hristos spune că a lăcrimat pentru a doua oară. Traducerea grecească ne face să înțelegem că a plâns în hohote pentru Ierusalim. De multe ori a căutat să îi cheme la credință, dar ei aveau inima împietrită. Căutau să se oprească la litera legii și n-au cunoscut momentul în care Dumnezeu i-a cercetat. Dumnezeu i-a cercetat și le-a și spus că i-a desfințat, se va lua de la voi împărăția lui Dumnezeu, se va da neamului care aduce roadele ei, pentru că n-ați cunoscut momentul cercetării voastre. Venise Fiul lui Dumnezeu ca să-i cerceteze, să-i instituie împărăția sa
începând din lumea în care a trăit Mântuitorul. Și ei n-au priceput și a plâns, cum a zis și altă dată: vai ție, Ierusalime, de câte ori am vrut să adun pe fiii tăi precum adună cloșca puii sub arii și voi n-ați vrut. Vi se lasă casa pustie până când veți învăța să ziceți: bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Și așa s-a întâmplat. Peste 40 de ani, 30-40 de ani, când au cucerit romanii Țara Sfântă, i-a asediat, 600 de mii de evrei au murit. Femeile erau despicate și le scotea din pântece pruncii. A fost cel mai greu asediu, încât mamele își puneau pe grătar copiii și îi pregăteau de mâncare. Nu a fost un asediu mai mare, pentru că ei n-au învățat nici atunci, cum nici astăzi n-au învățat să zică: bine este cuvântat cel ce vine într-un nume Domnului. Și Domnul a intrat în Ierusalim și de aceea a și plâns pentru Ierusalim, pentru că Domnul venise și multe lucruri i-a învățat, dar ei niciodată n-au priceput aceste lucruri. Și s-a apropiat Paștele, Evanghelistul spune că mai înainte de Paști, cu 6 zile, a fost intrarea în Ierusalim. La Ierusalim era centru spiritual al evreilor, acolo Solomon zidise templul refăcut de Zorobabel și apoi de Irod cel Mare, și toți mergeau la Ierusalim cu ocazia Paștelui, dar Domnul a intrat în Ierusalim și toți l-au întâmpinat, pentru că nu și-a certat ucenicii. Toți cântau Osana, bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului, pentru că a vrut Domnul să înțeleagă că El este împăratul pe care l-au profețit profeții Vechiului Testament și care trebuia să vină să instituie împărăția lui Dumnezeu. Și a acceptat lucrul acesta și a și spus: împărăția mea nu este din lumea aceasta. Și așa a intrat în Ierusalim pentru pătimirile sale cele mântuitoare pentru noi. Nici n-au priceput bine apostolii ceea ce se întâmplase atunci. Dovadă că Evanghelistul spune că după ce a înviat din morți și-au adus aminte ce a însemnat intrarea în Ierusalim, se împlinise Scriptura scrisă de profetul Zaharia, care spunea: bucură-te, fica Sionului, iată împăratul tău vine la tine, blând și smerit, șezând pe asin, fiul celei de sub jug. Și așa s-a împlinit, încât cărturarii și fariseii, văzând că toți evreii căutau să meargă după Mântuitorul și se convertea la religia adusă de Mântuitorul, căutau prilej să-L omoare, și ceartă-ți ucenicii, n-au știut ce zic. Cum spui că nu înțelegi câte fac? Și atunci Mântuitorul spune un cuvânt: dacă ei vor tăcea, atunci pietrele vor vorbi. Și a intrat în Ierusalim. Adunarea care se strânsese s-a împrăștiat, a rămas numai femeile care au rămas credincioase până la înviere și după înviere, și copiii care cu ramuri de măslin mergeau să îl întâmpine pe Mântuitorul. Și unde credeți că a mers? La templu, pentru ca să alunge din templu zarafii, schimbători de bani, și le-a spus un cuvânt care rămâne valabil și astăzi: casa tatălui meu, casă de rugăciune, se va chema până la sfârșitul veacurilor, și voi ați făcut din ea peșteri de tâlhari. A pus mâna pe bici ca să ne arate cât de importantă este ordinea în templu, în casa lui Dumnezeu, în biserică. Niciodată n-am văzut că cineva ar fi reprezentat pe Mântuitorul în pictură cu mâna pe bici. Dar să știți că așa și spune Evanghelistul, și a alungat, și datorită forței sale morale au plecat și au redat locul acesta rugăciunii. Așa a intrat Domnul în Ierusalim, rebelând prin aceasta că El este împăratul care vrea să vină în lume. Și de aici începe săptămâna pătimirilor sale celor mântuitoare. Câte lucruri minunate nu se întâmplă în această săptămână, și cum suntem noi invitați să rămânem
lângă Mântuitorul Iisus Hristos în marea sa singurătate, în primele 3-4 zile, apoi lângă Maica Domnului, marea ei durere. De aceea, fiii bisericii noastre, în zilele acestea, la fiecare denie, sunt prezenți aici și ascultă cuvântul lui Dumnezeu, pentru că a venit vremea cercetării noastre și când suntem cercetați, trebuie să înțelegem, ca să nu lăsăm să se împietrească inima noastră. Când te cercetează Dumnezeu, te cercetează că are un scop cu tine, să te aducă pe drumul cel bun, să schimbi viața ca să dobândești împărăția lui Dumnezeu. Și de aici, în săptămâna aceasta, se intensifică, spuneam, postul, rugăciunea, privegherea, participarea la viața bisericii, cu mic, cu mare să fim prezenți aici, să ne îngrijim mormintele părinților noștri, să căutăm să facem curat nu numai în curțile și în casele noastre, ci în sufletul nostru, cu răbdare, alungând orice păcat care a căutat să ne stăpânească până acum. Îl întâmpinăm pe Domnul Iisus Hristos cu stâlpări, cu flori în mână. Sunt florile virtuții noastre care au crescut în această perioadă a postului. Așa ne vrea Dumnezeu să ne întâmpinăm, cu virtuți, cu laude, cu cântări duhovnicești. Și atunci El este cu noi, așa cum ne-a promis, în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. De aceea sărbătoarea floriilor este sărbătoare mare, praznic împărătesc, prilej cu care biserica dorește tuturor celor care poartă nume de flori, Florica, Florin, toate numele de flori, toate aceste nume care le sfințim prin viața noastră curată și pe care vreau să le purtați, biserica le cinstește astăzi de flori. Fie ca Dumnezeu să ne dea putere să intensificăm rugăciunea în săptămâna aceasta, să fim lângă Domnul Iisus Hristos ca să ne bucurăm de învierea sa cea mântuitoare. Învierea lui Lazar este o prefigurare a învierii noastre din morți, dar Lazar, mort împuțit de 4 zile, este sufletul nostru omorât de păcat, pe care Dumnezeu caută să-l învie în această perioadă până la Paște. Mai sunt câteva zile și va fi Paștele. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să fim mai buni, mai vrednici, să ne mulțească credința și faptele. Amin.